sunt dator și mă simt bine, se cuvine să lăudăm pe Dumnezeu. Cam în felul acesta s-a cântat această cântare și este drept ca noi să lăudăm pe Domnul prin tot ceea ce noi putem prin viața noastră. Deci totul este la dispoziția noastră dacă vrem să lăudăm pe Dumnezeu. Pentru că totuși a fost ocazia aceasta și cântarea a fost pentru lauda lui Dumnezeu și spre onoarea sa, este bine să citim ceea ce am amintit din în 1 Ioan capitolul 2, în care am amintit căci cuvântul Domnului ne-a vorbit și ne-a spus că prea iubiților, Ioan avea această obicei. El se folosea, mă scuzați că eu sunt mai înalt, Ioan se folosea de această vorbirea sa dulce, prea iubiților. Nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care i-ați auzit. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ce este Duh și viață. El pus la dispoziția noastră și noi dacă îl punem în practică, cu ajutorul Domnului, avem un mare beneficiu. Am să citesc de data aceasta capitolul 1 din 1 Ioan. Acest evanghelist care a fost un ucenic foarte deosebit, prea iubit și a numit pe toți din toate timpurile și până și pe noi de astăzi care suntem prezenți în adunare și pe cei care suntem acasă și cei care nu au putut să vină din diferite motive, el îi numește tot prea iubit. Dar iată ce spune capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am tipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică. Viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. De ce am văzut și au auzit, aceea vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui, Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și nu dorim noi asta. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Am învățat și învățăm și în lecțiuni. Dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Am amintit versetul din 2 în 1 Ioan, prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă. Și aceste versete le-am citit în repetate rânduri. Și poate chiar din copilărie. Dar acum aș vrea să mai citesc ceva
din a doua Petru, capitolul 3, versetul 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea, nu orice. De aceea, prea iubiților, de nou iar amintește și acest iubit apostol, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a spus și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele, și am învățat de multe ori și acum iar de nou, ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiitori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pezarea lor. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Iubiții mei, frați, ce vrea să spună Apostol Petru, ce vrea să spună Apostol Ioan, prea iubitul, omul cel care a iubit mai mult pe Iisus Hristos și a fost și iubit de Domnul nostru Iisus Hristos. Ce vrea să ne îndețe El? Prin toate aceste sfaturi și întrebări. Ce era de la început? Ce am auzit noi de la părinții noștri? Cum am crescut noi? Cum am ajuns noi să fim în biserică astăzi? Prin auzire. Mama mea n-a știut carte. Dar a primit credința și a fost botezată pe baza credinței ei. Prin auzirea cuvântului Dumnezeu. Și câți alții de-ai noștri nu s-a întâmplat așa? Am văzut cu ochii noștri. Am avut ocazia cu ajutorul Domnului, de când eram copil, să văd cu ochii mei anumite experiențe, anumite sacrificii și multe lucruri, cum frații noștri au luat poziție de partea adevărului, cum părinții noștri posteau și se rugau, cum comunități întregi se rugau pentru cei care erau la pușcărie și care erau statornici. Și cum atunci eram așa de prigoniți și comunitățile noastre înstrântoare, în greutățile, în necazurile care erau, creșteau mai mult ca astăzi. Deși poate de multe ori vizitam și alte adunări și poate și pe frații adventiști, dar nu cu gândul ca să rămânem la ei și să aducem de la ei. Arătam adevărul pe care ne-l-a povestit părinții noștri, pe care l-am auzit, pe care l-am văzut, pe care l-am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții veșnice. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și o vestim. Și viața aceasta este viața veșnică pe care noi trebuie să o vestim, a vestit-o părinții noștri. Slujba și poporul tău. Mi-aduc aminte de un bătrânel pe aici care venea, un om de el. Mergea cu tărâța după el și predica Evanghelia și se ducea din loc în loc și le spunea ce trebuie să facă. Era fratele Florică. Poate o parte de dumneavoastră mai cunoaște sau vă amintiți de el. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. A rămas în inima noastră, în memoria noastră, în viața noastră să povestim aceste lucruri. Poate că vorbesc prea tare. Într-adevăr, eu vorbesc tare. De multe ori parcă mă cer cu dumneavoastră, dar nu mă cer. Vorbesc că eu așa cred. Că trebuie să vorbim și să ne auzim, să credem. Dacă cel care vorbește nu vorbește ca acum el însuși, ar crede, doar nu povestim așa niște povești copilărești. Ci vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Ca și voi să aveți părtășie cu noi, de acea bucurie. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos.
Să vestim vestea cea bună, vestea plăcării oamenilor cu Dumnezeu și încă ceva. Și să vă scriu acest lucru pentru că bucuria voastră să fie deplină. Păi când aduce o suflet, când îl vizitezi, vă spun acum, am ajuns la acest veșel și vă amintesc. Am fost la Postrâna, la Pucioasa. De multe ori îmi zicea unde pot să tot vin, să mă tot duc la el și să-l ajut, să-i fac o sopă. Da, m-am dus. Dar oare numai pentru aceasta, vreau să mă duc eu acolo. Și astăzi mi-am luat liber și m-am dus și am vizitat pe câțiva acolo. Câțiva care erau, unul era neputincios. Trecut de 50 de ani, la căruț, în căruț, în cărușor, în casă prin cărușor. Nu putea să-mi meargă de aici, mâinile și doar capul. Dar mulțumit, abia de știa că mă duc, că l-am anunțat că-l vizitez, s-a bucurat foarte mult. Câți de ai noștri de pretutindeni, dacă i-am vizitat și ne-ar vizitat și ne-am bucurat noi? Și ce s-ar bucura ei? Bucuria noastră trebuie să fie deplină. Când ajuns pe altul, te ajuns pe tine. Și eu am simțit că m-am ajutat pe mine însumi când am făcut aceasta. Și nu mă plec la alții. Bătrâne toți aceștia, bătrâne salutările, fratele de bucurie, nu au mai avut ocazie. Dar unii din ei se descurajează. De ce? În urma anumitor neglijențe ale noastre. Mai doar vizitați, mai nu ne pasă, mai nu mă interesează, ce-mi pasă de tine? Sunt eu păzătorul fratelui meu? Da, ești păzătorul fratelui. Dar ca el a zis că nu sunt păzătorul meu. Dar noi suntem păzătorii fraților noștri. Trebuie să ne doare inima când unul este bolnav, când unul este descurajat și așa mai departe. Mergem mai departe să vedem ce mai spune. E mult de vorbit în direcția aceasta. Vestea aceasta pe care noi am auzit-o, de la el, de la Iisus Hristos, prin diferiți frați, printre părinți, părinți, printre bunice noștri, prin mama, prin tata, vă propovăduim. Este că Dumnezeu este lumină și El nu este întuneric. În felul acesta, noi putem să fim o lumină pentru alții. Și lumină de lumină și până când ajunge să fie, să nu mai fie nimeni întuneric. Și dacă lumina o punem sus, o vede oricine de la distanță. Mă uitam din dealul de acolo, de la Pușoasa, să vede toate luminile, tot orașul. Așa este lumina. În întuneric. Bezna. Să vede pretutindem. Lumina, dacă este lumină, se vede, fraților. De aceea trebuie să strălucească. Dar este un lucru care nu îmi place. Dacă zicem că avem părtășie cu El, cu Domnul nostru Iisus Hristos, și umblăm în întuneric, ce ziceți? Nu cumva mințim? Și nu trăim adevărul? Este o realitate aceasta. Dar dacă umblăm lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășit unii cu alții. Adică ne întâlnim unii cu alții, cum Anita cu la adunare. Sau ne vizităm, sau ne îmbărbătăm, așa mai departe, colaborăm, discutăm, avem ocazii mijloace să vorbim fie prin viu grai, cum ne ducem înainte cu tărgăța și ne vizitam mai mult, sau fie prin telefoane. Dar acum nici telefoanele ne mai interesează să mai dăm, să vedem ce mai face fratele, sau chiar fratele meu de trup, sau fratele meu credincios. Nu ne mai interesează. Fiul ne curățește de orice păcat că facem aceasta. Dar dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, că sunt despre care zice că n-au păcat și că n-au greșit. Și adevărul nu este în noi, pentru că suntem, poate că și eu de multe ori n-am, dar ce trebuie să, dar ce trebuie să mă plăconesc înaintea Lui să mă duc departe pe mine. Frații mei, nu așa zice. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios, adică Dumnezeu este drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Să ne ajute Domnul să înțelegem că Domnul este drept. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem pe El mincinos, adică pe Dumnezeu. Și cuvântul Lui nu este în noi. Frații mei, am vrea să mai vorbim ceva mai în plus. Am vrea să fim salvați și mântuiți? Păi eu cred că vreau și vrem. Dar de ce vrem noi? Nu cumva că am auzit că Dumnezeu vrea să ne ducă. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi într-o purtare sfântă și evlavioasă? Datorită faptului că pământul, clădirea aceasta va cădea jos
și alte lucruri, și alte lucruri, și noi ne vom preface una cu pământul, datorită acestui fapt, mă zgâție, mă bucăiesc de frică. Mă bucăiesc eu, dar eu n-am spus ce am știut și altul. Nu te salvezi pe tine, nu salvezi pe altul, nu te salvezi pe tine. Iubiții mei, frați, ce ziceți? Ce ziceți? Sau ce zic? Iată să vreau să amintesc din principiu, că doar noi ne bazăm pe un principiu. Mărturia, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Dar de principiu, de la articolul 21, vreau să amintesc două fraze. Noi credem că sigilarea înseamnă restabilirea caracterului Dumnezeu prin Evanghelia lui Hristos, bazată pe toate cerințele legii sfinte într-o grupă de 144.000 de credincioși în timpul sfârșitului. Credem lucrul acesta? E articolul 21, e unul din punctele principale ale acestui principiu pe care noi îl credem, pe care biserica noastră l-a redat. Și nu la voia întâmplării, un comitet s-au consfătuit, au adus dovezi și au venit cu ele și le-au pus în fața noastră. Partea al doilea. Semnul exterior sau sigilul tuturor adevăraților ștași a lui Dumnezeu este ce? Sabatul. Cu el s-a probat întotdeauna ascultarea de bună voie a tuturor credincioșilor, conform lui Ezechiel 20:20, sfințit sabatele, și cum spune mai departe, că acestea sunt ceva sfânt, este un semn între mine și Creator, între Dumnezeu și lumea aceasta. Și sigilul acesta este pus pe frunțul tuturor acelor. Dacă vom păstra sabatul cu toată seriozitatea și ne vom adapta la cerințele Cuvântului Dumnezeu, va aduce succes în viața noastră. Și Domnul ne va feri de toate aceste nenorociri care vor veni și toate bucuriile care se vor vărsa pentru cei neprăniți, care se pocăiesc conform capitolului 3 din a doua Petru, ne va fi benefice. Pentru că Domnul are răbdare, ne așteaptă. Eu astăzi încă tărăgănesc, trag de timp. Și mâine, și poimine. Dar Domnul are îndelungă răbdare. Noi ne săturăm repede și revenim repede și spunem, păi ce? Până când? Până când? Păi nu, vezi, l-am tot așteptat, nu mai vine. Ce? Adică noi unii pe alții. Nu ne suportăm. Dar Domnul are îndelungă răbdare pentru noi și ne așteaptă ca noi să ne pocăim. Să ne întoarcem la El. Să ne ajute Domnul. Ca aceste învățături scurte, frumoase, plăcute, să fie pentru noi o învățătură și să spunem și noi prea iubiților noștri frați și să ne iubim ca frații, nu ca frații cei care au fost ca în școală, nu ca cei doi. Nu. Nu ca cei 12 care s-au consfătuit să-l ia pe Iosef și să-l vândă, să-l arunce în groapă, să-l omoare în cei doi. N-au fost toți de acord. Unul de ei a fost, nu mai bine aruncat, având un gând bun, dar n-a putut să salveze, că erau 12. Deci nu ca frate. Dar în cele de urmă, am vrea, că Domnul are răbdare, a trecut mulți ani, am vrea și eu să fac parte din acei 12 fii al lui Iacob, care au avut întâlnirea la curtea lui Faraon și care a căzut în genunchi înaintea lui Iosef. Cine a cerut iertare? Acei oameni care s-au pocăit după atâta timp și noi am spune că nu este, așa găsim de scris, că nu este iertare pentru păcatele voite. Iată că pe data aceasta a făcut, fost păcate voite și Domnul Dumnezeu nostru, care e îndelungă răbdare, i-a iertat. Să ne ajute Domnul să avem și noi parte de acea recunoaștere a celor frați al lui Iosif, care când a avut ocazia, zicea, numai din cauza că am făcut aia și aia, numai din cauza să aduceau reproșuri unei altora
Și Domnul a primit din cer asupra lor și a avut milă și s-a îndurat pentru că s-a căit și s-a pocăit. Și ne ajută Domnul ca și noi să facem parte din această categorie de oameni. Domnul să fie cu noi în veci.